Bună seara! Mă bucur să fim cu toții aici alături de dumneavoastră și bucuria ne este cu atât mai mare cu cât de data aceasta ne întâlnim în jurul unui om a cărui cărți ne-au adunat, fără să ne știm, de multă vreme a cărui emisiuni, a cărui articole au reprezentat un liant între noi cu mult timp înainte de, de a-l avea în mijlocul nostru. De data asta avem bucuria să fim împreună cu el în această după-amiază, domnul Horia Roman Patapievici. Mie îmi revine plăcuta sarcină de a vă spune câteva cuvinte despre dânsul. Domnul Horea Roman Patapievici este foarte tânăr. E născut în 1957, a făcut studii de fizică, pe care le-a absolvit în 1981, s-a specializat în fizica laserilor și a lucrat la Institutul de Electronică până în 1989. În 1989 a fost un participant activ la Revoluția din Decembrie și, după evenimente, a trecut la Universitatea din București, mai întâi în cadrul Facultății de Fizică, apoi în cadrul Masteratului de Studii Germane. Începând cu 1992, a publicat intens în presa culturală din România, într-una din cele mai interesante reviste a, celor, a acelui timp, care a fost Contrapunct, apoi în Revista 22, consacrându-se cu articole care ne-au descris, care au făcut morfologia lumii noastre din acel timp, într-o vreme în care foarte puțini dintre noi aveau distanța de a privi realitatea în care trăiesc. Din anul 2000, domnul Horea Roman Patapievici a fost membru al Colegiului Național pentru Studiul Arhivelor Securității, Într-o perioadă în care activitatea în respectivul colegiu, care nu își primise majoritatea documentelor, era destul de dificilă. La finele anului 2004, atunci când s-a decis că un înalt personaj politic al acelor vremuri, un om de. Memorie regretabilă, nu a colaborat, domnul Horea Patapievici, alături de domnul Andrei Pleșu, și-au dat demisia din funcțiile pe care le-au avut în, în cadrul colegiului. În 2005, Dânsul a preluat conducerea Institutului Cultural Român, a făcut-o pentru șapte ani, șapte ani faști pentru cultura română, pe care a reușit să, să o abdateze întru totul realităților lumii occidentale, pe care a reușit să o aducă acolo unde cu toții credem în adâncul nostru că este locul, deși puțin dintre noi ști, ar ști cum să o facă, și a reușit să o facă, să vorbească întregii lumi de așa manieră, încât Institutul Cultural Român a fost ales la conducerea Institutelor Culturale Europene. De atunci, domnul Horea Roman Patapievici păstrează legătura cu toate acestea, fiind directorul casei de licitații Art Mart din București și, înainte de toate, dânsul este, așa cum bine știți, același Horea Roman Patapievici. Aceste date tehnice pe care eu vi le-am formulat de data asta Uh, cu toate că sunt exacte nu surprind într totul adevărul personajului uh, domnul Horea Roman Patapievici este înainte de toate cel care pe foarte mulți dintre noi pe mine în mod particular pe foarte mulți din generația mea ne-a învățat să gândim ne-a învățat să gândim și să scriem Impecabilă formație științifică a dânsului se decantează în fiecare text ne-a învățat ce înseamnă raționalitatea unui text, ce înseamnă logica argumentativă, ce înseamnă măsura gândului care nu se lasă furat nici de finele frazei, nici de pasiunile sufletului. Am învățat să citim un anumit tip de literatură pe care dânsul ne-a recomandat-o, am învățat să scriem în marginea articolelor și a cărților dânsului. Dintre cărțile dânsului, firește, este vorba de, de cele care conțin textele politice, cele care conțin textele din presă, în mod particular. Este vorba de volumul uh, ceru văzut prin lentilă, este vorba de volumul politice, este vorba de volumul mai recent, anii Urii, din care o bună parte conține textele din perioada respectivă, dar pe lângă acestea mai sunt încă două categorii de texte pe care ni le-a dăruit domnul Patapievici. Uh, Primul dintre ele se referă la textele de meditație. E vorba în primul rând de volumul Omul Recent, care ne înfățișează o panoramă a ceea ce este în profunzime lumea în care trăim la ora actuală. Este vorba de, de meditațiile dânsului de asupra lui Dante, asupra problemei Paradisului. Pe care, pe care le aveți în fața dumneavoastră, este vorba de lucruri care ne vorbesc cu, cu o rigoare impecabilă despre nostalgia ceea ce este în noi și care, de-a lungul timpului, mai ales în vremurile atâta de agitate cărora ne este dată le face față, a ajuns să fie din ce în ce mai estompat. Mai stompat, dar niciodată pierdut. E, e acolo în noi, și odată numit, lucrul acesta devine reperul unei vieți bune. Toate cărțile domnului Patapievici sunt un îndreptar al vieții bune. În mod particular, una dintre ele, care ne este dragă în mod particular, care este Zbor în Bătaia Săgeții și care este un bildungsroman. roman, e povestea uceniciei, e povestea formării. Uh, e povestea felului în care uh, un, un tânăr, ca mulți dintre noi, ca mulți dintre cei pe care îi cunoaștem, fie că sunt copii, elevii sau studenții noștri, devine om impregnându-se de toată moștenirea a ceea ce ne-au dăruit milenii de, de istorie. Uh, este o carte minunată. Am spus-o de mai multe ori, am spus-o și domnului Patapievici, vă spun și dumneavoastră, atunci când am citit pe prima pagină acestei cărți, acele cuvinte minunate, pe mine m-au salvat cărțile și prietenii, am spus, da, așa e. Toate, toate aceste lucruri sunt, dacă vreți dumneavoastră, asemenea vitralilor, fragmente, ale, ale unui întreg, care compun un mozaic de, de lumini, dar ceea ce este cu adevărat special este lumina însăși și care, care le străbate. O lumină care, e în primul rând, aceea unei prezențe, care este aceea unei, a unei gândiri impecabile din toate punctele de vedere, care este aceea unui, a unei deschideri față de, de, de uh, auditoriul său, care este aceea a, a unei cunoașteri care se dăruie și se împărtășește. Uh, acesta este pentru noi domnul Horea Roman Patapievici. Încă o dată îi mulțumim că se află aici, în acest spațiu uh, atât de încărcat de tradiție și de istorie. Mulțumesc foarte mult, Laviniu Găbor, pentru invitație. Uh. Sunt surprins că trebuie să vorbesc într-o sinagogă. Mi-am zis că alegerea pentru sinagoga ortodoxă e judicioasă. Mi se pare că mi se potrivește. În același timp, mă tulbură foarte mult că vorbesc într-un astfel de loc, pentru că e plin de prezența celor care sunt absenți. Uh, un lucru la care trebuie să ne gândim și nu îmi dă pace de când am intrat, uh, acest lucru. Faptul că o întreagă comunitate a fost complet uh, nimicită și noi suntem aici uh, <laughs> pentru că ei nu mai sunt. Lucrul trebuie marcat într-un fel. M-am gândit să vă rog să avem un moment de reculegere pentru asta, dar. Uh, Vreau să evoc altceva ca... și luați-o ca pe un moment de reculegere. E vorba de o reflexie sau mai degrabă o imire pe care Elie Wiesel, un evreu nu din Oradea, mai din Nord, din Sighet, a avut-o atunci când a vizitat ca adult, după multe, multe rețineri, Auschwitzul. Ce ținea minte ca copil evreu deportat acolo era faptul că locurile sunt sinistre. Și a fost uluit să descopere că natura din jurul Auschwitzului e paradiziacă. Era maestoasă, frumoasă, solemnă, pe scurt, paradiziacă a avut această reflecție, a spus, Dante s-a înșelat atunci când a zugrăvit infernul, că având nu numai pedepse infernale, ci și o geografie a infernului. De fapt, infernul e făcut de oameni în paradis. Paradis era considerat acel loc și de către cei care aveau clădirea, casa de locuit, cu, cred, un etaj jumate, un hochparter și un etaj, uh, comandantul lagărului și familia. Uh, și, și ei considerau că locul este un paradis. Deși tot personalul auxiliar era din lagăr. Iar dacă stăteau mai sus, puțin, Vedeau interiorul lagărului. Dar capacitatea omului de a face abstracție de aceste lucruri e formidabilă. Și ăsta e un paralelism formidabil între ce a văzut din natură ochiul de copil al lui Elie Wiesel, copil evreu deportat în vederea morții la Auschwitz, și în ceea ce vreau să vadă ochii de copii ai familiei comandantului lagărului. Luați această introducere ca un moment de reculegere pentru evrei din Oradea, care nu mai sunt și care au ridicat această sinagogă ca să se roage. Când am convenit cu domnul Gabor să vorbesc despre ceva care s-ar putea numi omul recent și... Uh, Modernitățile recente, mi-am dat seama că am făcut o opțiune enormă, pentru că toate cuvintele care sunt prezente în, această, în acest titlu sunt. Trebuie explicate toate, trebuie explicat ce este omul recent, trebuie explicat de ce nu e modernitate și sunt modernități și ce anume sunt modernitățile recente față de modernitatea pur și simplu. Deci a fost o. m-am cam trufit când am luat titlul ăsta. Asta ca să vă spun că o să fac ceva puțin diferit, fără să vă trag pe soare. Și anume am să vorbesc despre modernitate într-un fel care să facă inteligibilă noțiunea de om recent pe care am descris-o în cartea mea, o carte deja veche din, 2000, din 2001. O carte care, ca toate cărțile pe care le-am scris, pleacă de la o experiență foarte personală. Și vreau să ne amuzăm împreună de evocarea acestor experiențe ca să fac deschiderea spre motivul pentru care am devenit atât de preocupat de această temă. În 1994, am avut o bursă care avea cu ea la pachet uh, un privilegiu extraordinar, acela de a locui timp de o lună la Paris, într-un loc foarte bun, și de a avea acces nelimitat la bibliotecile de acolo. Era o singură îndatorire pentru cei care locuiau în miezul Parisului, în acea casă formidabilă, care era o casă veche, pariziană, din evul mediu, pe din afară bine conservată, pe dinăuntru complet modernizată. Și anume să socializeze cu cei care se aflau ca uh, bursieri uh, din alte locuri. Uh, așa. Și am primit în cutia mea poștală uh, invitația să stau de vorbă cu o persoană care, era preocupată ca și mine de istoria științei. Eu m-am ocupat mult de, un, de o figură excepțională care din păcate este foarte puțin cunoscută, dar despre care, în Oradea, precedenta conferință pe care am ținut-o în cadrul conferințelor Microsoft, în Oradea, deci am evocat această figură. Este vorba de un francez, Pierre Duhem. A fost o mare, mare figură, un, un geniu clinic, cum îmi place mie să spun. Geniu clinic este geniul care, ca Mozart, nu doar că transcrie direct muzica pe care o are în cap, dar face știmele pentru toate instrumentele direct. Deci e o situație de înzestrare, îmi vine să spun patologică, de aia spun că este geniu clinic. Sau, cum era John von Neumann, un evreu ungur, a cărui înflorire a fost în Statele Unite, și care avea un geniu matematic atât de dezvoltat, încât se spune că trecând pe lângă o tablă pe care rămăsese scrisă o demonstrație, S-a uitat la ea, s-a întors și a corectat imediat o chestie care era acolo greșită. Pierduiem așa a fost. A fost primul în toate instituțiile de învățământ unde la care a participat. La școala Normal Superioare a intrat primul, a fost primul în permanență, în anul 2 de facultate s-a înscris cu o teză de doctorat în fizică, care a fost respinsă pentru că a îndrăznit să critique, o anumită teoremă pe care ministrul învățământului de atunci o susținea. Marslen Bertlo, poate că domnului profesor Pop, Marslen Bertlo îi spune ceva pentru că s-a ocupat de studiul rădăcinilor în alchimie ale chimiei. Marslen Bertlo, care a fost într-adevăr un, 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 savant, era totuși, avea limite personale și anume nu admitea să-i fie criticată teoria și ca atare Teza lui a fost respinsă. S-a reciclat imediat și și-a dat o teză în matematică. Pentru că, așa e Mozart, poate să treacă de la una la alta imediat. Și uh, s-a ilustrat ca fizician în mod eminent, dar este un om, a devenit un epistemolog important, adică e primul care a dat o descriere a teoriei fizice, care a rămas până astăzi de referință, dar în plus a făcut un lucru pentru noi toți formidabil. A căzut din întâmplare. Și când, din întâmplare, vă spun ce înseamnă. Din întâmplare a căzut peste o mare uitare. O uitare în care Europa s-a instalat, începând cu secolul luminilor, are și beznele lui secolul luminilor, și anume știința Evului Mediu. Un lucru care sună oximoronic urechilor multora dintre noi. Dar care are un conținut important, pentru că rădăcinile științei moderne a naturii sunt, de fapt, în secolul al XIV-lea, printre nominaliștii parizieni sau nominaliștii care erau numiți calculatori de la Colegiul Merton din Oxford. El a descoperit acest lucru și știți cum? Întâmplarea, de fapt, este conștiinciozitatea. Lucru care este formidabil la. Oamenii importanți este că ei sunt extraordinar de meticuloși, de atenți și se bazează mereu pe mărturia adevărului. A mers pe urmele unui plagiat din secolul al XVI-lea și anume, acolo unde contemporanii lui Tartalia, care a fost acuzat de plagiat, spuneau că sursa lui Tartalia este un anume Iordanus Nemorarius. El a zis, da, cine e ăsta? Și s-a dus pe urmele lui să vadă cine e. Și văzând cine e, a descoperit necititele manuscrise medievale care conțineau un lucru care l-a consternat. Acela că uh, principiul, cum se cheamă în fizică, al vitezelor virtuale era folosit deja ca un adevăr de către acest om de la începutul secolului al XIII-lea. Cum e cu putință? Înseamnă că ce au spus marii maestri la Grange e fals. Și că între Arhimede și Galileo Galilei nu sunt 18 secole de beznă, cum s-a crezut, ci există o lumină care a apărut la un moment dat, și anume în secolul al XIII-lea. Mergând pe urmele acestui denunț de plagiat și repunere în drepturi a celui care fusese plagiat, a descoperit un continent scufundat care astăzi în istoriografie se numește știința sau fizica evului mediu. O statică și o cinematică, nu încă o dinamică. Am făcut această introducere pentru că morții trebuie onorați și adevărurile legate de el trebuie mereu pomenite. Și când unul este uitat sistematic, cum este Pierre Duhem, mi-am permis în fața dumneavoastră, în sinagoga ortodoxă, să îl evoc. Deci ce vreau să fac astăzi în fața dumneavoastră este următorul lucru. Aș vrea să definesc modernitatea într-un fel care, pe care nu-l veți găsi în manuale. Și să aplic această definiție a modernității la situația în care noi ne găsim astăzi. Și pornesc de la cele două întâmplări pe care v-am spus că vreau să le evoc. Ocupându-mă de pierduie, am fost convocat de această uh, persoană. Vedeți că sunt foarte corect politic, îi zic persoană. Am fost invitat de ea, adică nu fac nicio presupunere de gen, de orientare sexuală, nimic. Această persoană m-a invitat să stăm de vorbă și a urmat, spre surprinderea mea, un interogatoriu. De ce mă ocup de pierduiem? Uh, oare, uh, oare opiniile lui politice sunt și ale mele? Îmi venea să-i spun că ca Maiorescu, dar nu e în cestiune, doamnă. Doamnă, am dat-o vilag. Uh, pe scurt, dacă te ocupi de Pierre Duem, care era regalist, într-o epocă a treia republici, el a trăit la, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, într-o foarte dură epocă în care atunci de-abia, în jurul lui 1880, s-a tranșat chestiunea între monarhie și republică. Atunci s-a născut Republica a treia, cea care a decedat în 1940 cu catastrofa uh, militară în fața Germaniei lui Hitler. Uh, el era monarhist, regalist, uh, era catolic practicant, la Ecole Normale Superior, ăștia avea un nume, Letala, cei qui vont la messe, Letala, ăia care se duc la liturghie. Uh, era catolic practicant, și în plus, i s-a scos zvonul care este complet nejustificat și pe care unul dintre prietenii lui evrei, Jacques Adamar, mare matematician, l-a infirmat, că este antisemit. El era, de fapt, antimason, și am spus, nu are nicio legătură. Problema pentru mine, pierduem, înseamnă cu totul altceva. Dar de aici, din discuție, a rezultat următorul lucru. A rezultat că există o poziționare extrem de ideologizată, pentru care numele care mi-a fost atunci pentru prima oară furnizat este corectitudine politică. Nu e corect politic să te ocupi de pierduem pentru că din punct de vedere politic era suspect, pentru că din punct de vedere religios era religios. Iar din punct de vedere religios, în modernitatea recentă, nu trebuie să fii credincios. A, poți să fii așa, să ai o religiozitate. Da, asta se admite. Dar să fii religios în sensul tradițional nu se admite. Și așa mai departe. Ăsta este un episod. Un episod din care am aflat, de exemplu, că folosirea numelor e foarte importantă. De exemplu, nu poți să spui despre cineva că este a black person, pentru că în felul acesta discriminezi și că trebuie să folosești acel nume care a fost ales de grupul care îi aparține acea persoană pentru a fi desemnat. Ca un este european care avea contacte livrești cu zona occidentală, asta a fost o descoperire care mi-a schimbat viața, pentru că m-a pus pe urmele unei bibliografii pe care o ignoram complet. Și când m-am întors în țară, am scris un articol care mi-a făcut foarte mult rău și care se numește Comunismul American. Am depistat un soi de nucleu al comunism, a unei atitudini comuniste în această corectină politică. Asta m-a pus brusc din zona centrală unde credeam că sunt, în zona de dreapta, unde în continuare nu cred că mă găsesc. Și o să vedeți de ce spun Că centrul este zona în care mă, mă situez. După aceea, la un an și jumătate, am primit o invitație pe care am acceptat-o din motive pur conjuncturale, și anume ca să învăț sora, care a emigrat în Noua Zeelandă. Și invitația era la Brisbane. Foarte straniu. Era o chestie, un congres de futuribile, un congres de futurologie unde am primit o invitație nominală, nu știu de ce, după aceea am aflat că la recomandarea cuiva de la Institutul Bancar, care citise, nu știu ce, în fine, na, asta e, e complet... De... Dar în mod normal aș fi respins asemenea invitație, ce să caut eu la un congres și nu primul, nu al doilea, al 15-lea. Era al 15-lea congres internațional de futurologie. Mi-am zis, ăștia sunt niște impostori de prima mână și m-am dus cu gândul să Uh, adun material în vederea, nu? Sunt urmașa lui Caragiele, în fond. Uh, unei, uh, în vederea unui mare hoho -ho de râs cu prietenii. Mai ales că în Sydney locuia un bun prieten, uh, care și el migrase și uh, mi-am zis, uh, Dima, mergem împreună la Brisbane, de la Sydney și participăm un festin, o distracție extraordinară, o săptămână dura. Vreau să-i văd pe pe ăștia care uh, se ocupă cu futuribile, o chestie care mi se părea complet aiurea. No. Și, bineînțeles că am văzut-o și pe sora mea, dar chestiunea următoare. Ce-am descoperit acolo a fost o sectă. Deci ăștia nu erau niște cercetători bizari, că ăștia care fac un congres pentru uh, ufologie, care studiază științific uh, farfurile zburătoare. Asta e benignă. Nu, ăștia erau o sectă postmodernă, care vroiau să facă o sinteză între satul african de acum 5.000 de ani și tehnologia cea mai soft. Să nu vă imaginați că eu au venit cu economii, cum am venit eu, toți veniseră ștabii, cu business la această întâlnire, dar toți erau ultraecologiști Ecologism care îi împinsese spre zona elogiului satului african, și anume cum cruțau ei natura, ce bine erau integrați în natură, ce sinteză formidabilă, spirituală, nu știu ce. Unul dintre paneluri era cu descrierea unor rituale nocturne, cu aprinderea unor lemne la liziera pădurii și încantarea unor chestii ei inventi și făcuseră materiale video pe care le vedeam cu Dima consternat totalmente. Și la sfârșit, la sfârșitul întâlnirii, o persoană spunea și acum vă rog să avem un contact spiritual. Și ne lua de mână, se închideau ochii și aveam un contact spiritual. Eu îi deschideam să văd ce fac ăștia. Ce am aflat de acolo, însă, e următorul lucru și asta m-a pus pe urmele unui alt set de bibliografie semnificativ. Am aflat că există un aspect practic al postmodernismului. Pentru mine, intelectual învechit, postmodernismul este ceva care a fost cumva inventat de câțiva filozofi francezi. E ceva care are de-a face cu punerea în discuție a marilor narațiuni privitoare la istorie, nicio ceva care are de a face cu o anumită metodă de analiză ori de critică a textelor care se numește deconstructivism, ceva de felul ăsta. Dar nu există un aspect practic al acestui postmodernism pe care l-am văzut acolo, un soi de religie sui generis, o religie care este bazată pe toate deconstrucțiile, ca să spun așa, ale postmodernismului filozofic, dar care în fapt reprezintă un etos quasi-religios care se bazează pe o utopie. Utopia că civilizația modernității este o civilizație profund, profund pernicioasă. Ea atacă natura, ea atacă omul, ea prin intermediul capitalismului distruge societatea, și prin intermediul științei moderne a naturii, pune în mâna oamenilor echivalentul unor arme de distrugere în masă. Eu, care sunt un modern tulburat, dar modern numai puțin, am fost foarte tulburat de această întâlnire cu, cu ei. Pentru că, să vă dau un exemplu au fost invitați și din uh, Rusia. Rușii, ca și românii, sunt intelectuali învechiți. Adică sunt europeani de specie veche. Ei cred în știință, în raționalitate, în chestii de asta. Și ca atare, uh, era o rusoaică care a ținut o comunicare, care era ecologistă, era ceva foarte simpatic, uh, dar a ținut-o ca pe vremuri. Adică cu bibliografie, cu indicații, cu, nu, cu grafice și așa mai departe. Și unul dintre organizatori care era de față a coborât și a spus, a întors spre public și a zis, nu vine să cred. Ceea ce auzim aici este o comunicare științifică. nu vine să cred. Noi nu facem asta aici. Acest spirit este cel care ne-a dus în situația de față. Știința era vinovată, pe scurt. Mie acest tip de discurs mi s-a părut obscurantist, mi s-a părut fals-factual și a reactivat în mine uh, uh, întrebările care sunt legate de identitatea modernității. Dacă n-aș fi avut experiența de la Brisbane, dacă n-aș fi avut discuțiile foarte neplăcute cu acea doamnă profesoară care m-au pus pe urmele corectunii politice, n-aș fi înțeles îmi vine să spun nu doar pe ce lume sunt, dar n-aș fi înțeles, nu mi-aș fi pus întrebările referitoare la modernitate. Așa am ajuns să scriu omul recent. Pentru că m-am ciognit cu o variantă de postmodernism care mi s-a părut deosebit de pernicioasă și pentru că asta m-a făcut să înțeleg mult mai bine ce este modernitatea. Ori, pentru că modernitatea nu este pur și simplu o opțiune culturală, ci este destinul lumii noastre astăzi, pentru că, vă rog să remarcați, când China se modernizează, ea nu inventează o altă formulă decât modernitatea. Când Africa vrea să facă știință, ea nu recurge la satul african de acum 5000 de ani, cum ar fi vrut secta aceasta postmodernă. Nu, ci merge, face știință exact în felul în care se face știința modernă a naturii. În momentul în care comunitățile revendică un statut de demnitate socială și personală și economică, nu o fac recurgând la cetatea florentină din vremea lui, lui Machiavelli, Republica Florentină, nu o fac recurgând la uh, uh, Atena lui Pericle, ci o fac recurgând la teoria politică modernă. Și asta nu cei care țin de tradițiile europene, ci cei care țin de orice tradiție. Prin urmare, lucru pe care vreau să-l dezvolt succint în fața dumneavoastră, este o descriere a modernității care, pe de-o parte, să ne facă să înțelegem în ce constă ea și, pe de altă parte, să înțelegem în ce măsură identitatea noastră politică, socială, economică și, îmi vine să spun, sufletească, este marcată de faptul că suntem moderni. Inclusiv atunci când criticăm modernitatea, noi o facem în interiorul ei. Iar când nu se face acest lucru din interiorul ei, atunci avem de-a face cu niște construcții pe care în politică le numim totalitare. Totalitarismul fiind o formulă politică care încalcă unul dintre principiile fundamentale ale modernității, acela că religiile politice sunt interzise. Și sunt interzise pentru că religiosul este separat de politic. Asta e ceva mult mai tare decât afirmația: Biserica este separată de stat. Chiar și când Biserica nu este nominal separată de stat, cum este cazul Monarhiei Britanice, unde Regina este și capul Bisericii oficiale, care este Biserica Anglicană, chiar și acolo. Religiosul este separat de politic. Deci avem situații în care, deși biserica nu e separată de stat, religiosul este separat de politic. Când unești religiosul cu politicul, obții o religie politică. Nazismul este o religie politică. Fascismul italian este o religie politică. Comunismul este o religie politică. Prin urmare, ce, acestea trei reprezintă violări a unui principiu fundamental din interiorul modernității. Dar ce este această modernitate? Modernitatea, primul lucru care trebuie înțeles, este că ea nu este naturală. Prin asta înțeleg că ea nu a crescut în natură, pur și simplu. Cum știu că ea nu a crescut în natură? Prin faptul că n-a apărut decât în sânul unei singure forme de civilizație. Dacă spun că s-a născut în interiorul creștinismului, este o metaforă, pentru că n-a apărut în interiorul creștinismului grec, acela care este legat de Biserica, să-i zicem, bizantină. Acceptați, vă rog, acest termen care este imprecis și care mai târziu avea să dea naștere ortodoxiilor din zona uh, rusească și uh, sud-est europeană. Nu, a apărut în interiorul unei variante de creștinism pe care o voi numi nu catolicism, pentru că el nu s-a născut încă, după părerea mea, catolicismul se naște o, după Trento. Nu, a apărut în sânul creștinismului latin. Este un fenomen care începe să apară odată cu un fenomen care pare să fie pur religios care ține de istoria instituțională a Bisericii Apusene, și anume reforma, așa numită Revoluție Papală din a doua jumătate a secolului al XI-lea. O anecdotă sună în felul următor. Cu toții am văzut filmul jucat magnific de Peter O'Toole și de Richard Burton, uh, 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 Thomas Beckett. Thomas Beckett este un sfânt al bisericii el a fost hăcuit de autoritatea politică care face să fie un fost prieten de curvăsării. Henric al II-la Plantagenet, care ordonă omorârea lui, este un fost amic de curvăsăreală a lui Thomas Becket. Pe Thomas Becket l-a pus Henric al II-la Plantagenet în, să conducă biserica ca să o aibă la mână, ca să o aibă sub autoritatea lui. Și-a pus amicul acolo. Numai că amicul s-a identificat cu poziția și a devenit alt om de la o zi la alta. Și anume, a intrat pe un, traseu de evoluție care l-a dus sub săbile cavalerilor lui Henric al II la Plantagenet, devenind un sfânt al bisericii. Dar el avea o particularitate care nu e cunoscută. El era unul din oamenii Revoluției Papale. Iar oamenii Revoluției Papale aduseseră cu ei raționalizarea, instituționalizarea și lupta împotriva corupției. Asta e o temă pe care, care ne e foarte familiară. Corupția se manifesta prin faptul că preoții curvăsăreau și atunci au, li s-a interzis, a fost introdus celibatul, se practica simonia, adică sacramentele erau date pe bani sau funcțiile erau date pe bani. Politicul funcționa în interiorul bisericii și atunci împotriva acestei corupții au ridicat o sumă de oameni, mulți dintre ei eminenți, care revendicau împotriva cutumelor adevărul. Și vorba pe care vreau să o evoc este următoarea. Thomas Beckett, deja devenit arhiepiscop de Canterbury, intrase în conflict cu niște landlords, cu niște stăpâni de pământuri locale și care au invocat împotriva a ceea ce susținea el. Obiceiul. Și el a răspuns magnific în felul următor. Hristos nu a spus Eu sunt obiceiul. El a spus Eu sunt adevărul. Asta se întâmplă la sfârșitul secolului uh, 11. Modernitatea este ceva care apare deja în această revendicare. A adevărului, care poate fi de natură critică, care poate fi de natură juridică, care poate fi de natură filozofică, care poate fi de natură teologică, împotriva unui lucru care este lăsat de acumularea timpului, așa cum timpul a făcut și accidentele umane. Acest fel de a critica istoria din perspectiva a ceva ce scapă istoriei și care primește numele de adevăr, este o trăsătură profund modernă. Am evocat pe Thomas Beckett pentru a vă spune că modernitatea nu a apărut nici în Marea și insist pe calificativul Marea, civilizație chineză. Este o cultură impunătoare, este ceva Realmente extraordinar. Și când spun extraordinar, nu mă refer numai la artefactele care pot fi văzute, mă refer la scrierile lor, mă refer la arta lor, mă re... arta... Nu, nu neapărat asta vizuală, dar arta lor care se arta cuvântului, arta caligrafiei. Sunt uriași chinezii. Și cu toate astea, având beneficiul că au rulat, ei n-au durat 400 de ani, ei n-au durat un mileniu, au durat mai multe milenii. În condiții de stabilitate stilistică, culturală, deci, cu totul ieșită din comun. Și cu toate astea, nu această civilizație genială din toate privințele a dat naștere modernității, ci una periferică care era pur și simplu barbară în comparație cu civilizația chineză. Indienii. Cu tot geniul lor filozofic. Pentru că dacă vreți să găsiți undeva un geniu filozofic care îmi vine să spună îl bate pe al grecilor, atunci în India trebuie să vă duceți. India este o cultură filozofică și științifică formidabilă. De altfel, între toate civilizațiile, ei seamănă cel mai mult cu grecii. Pentru că grecii sunt cei care au pus în centrul civilizațiilor lor cunoașterea, exact cum au făcut-o și indienii. Deci sunt o mare cultură științifică. Și spun științifică pentru că în centrul culturilor se află cunoașterea. Și cu toate astea, ei n-au dat naștere, deși au pus în centrul culturilor cunoașterea unei științe moderne a naturii, prin care se înțelege, pe de o parte, matematizarea teoriei și, pe de altă parte, tot matematizare, dar nu a teoriei, ci a experienței. Astfel încât experiența matematizată devine experiment, iar experimentul devine testabilitatea verificabilitatea sau falsificabilitatea teoriei, astfel încât din înfruntarea uneia cu, cu cealaltă rezultă posibilitatea de a găsi un adevăr controlabil. Controlabil înseamnă următorul lucru. În momentul când vreau să mă duc pe lună, construiesc traiectorii și aparate care să se înscrie pe această traiectorie pornind de la o teorie. O teorie care este verificată pe alte experiențe decât trimiterea spre lună și miese. Adică oamenii aceia nu mor și se întorc înapoi. Iar când se întâmplă o defecțiune îngrozitoare, cum a fost cu Apollo 13, deși mijloacele sunt foarte limitate, reușesc să-i aduc cu toate astea înapoi. Asta înseamnă un adevăr controlabil. Singura civilizație care a putut să creeze o astfel de modalitate de a produce adevăruri controlabile este civilizația modernității. Știința modernă a naturii s-a născut foarte periferic, îmi vine să spun. Mediul în care s-a născut este pur teologal. Este un mediu nu al secolului al XVII-lea. Și nu mă refer la credințele personale ale celor care au construit știința modernă a naturii, cei pe care îi știm, care sunt Galileo Galilei, Descartes sau Isaac Newton sau Kepler și așa mai departe. Ei toți sunt ceea ce istoricii numesc teologi seculari. Adică sunt teologi, sunt filozofi care își pun problema științei într-un fel teologic. Sunt seculari pentru că nu sunt teologi ai bisericii, ai oficialității, ci sunt teologi în societate. Dar nu mai puțin sunt teologi. Ăsta este profilul celor care au inventat știința modernă a naturii. Dar rădăcinile ei sunt în secolul al XIV-lea. Toți aceia sunt călugări și țin de Universitățile Timpului, care, cum știți. Uh, nu că erau controlate de biserică, nu vreau să spun asta, dar uh, gradul suprem era cel teologic care era peste acela de doctor în arte uh, și uh, profesorii în majoritatea lor în nevul mediu sunt, nu sunt laici, sunt, sunt călugări și aparțin celor două mari ordine călugărești care sunt cel franciscan și cel dominican în creștinismul latin. Ce vreau să spun cu asta este următorul lucru. Că Modernitatea, am amânat și o să vă dau cele patru trăsături, după care o puteți recunoaște imediat. Modernitatea a apărut într-o civilizație care nu era genială, era periferică. Geniali erau chinezii. Aia erau. Îmi vine să spun geniali, erau indienii. Nu era civilizația creștinismului latin. ăștia sunt periferici și minori. A apărut acolo. De ce? Nu e locul în această conferință să, 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 să dezvolt ipotezele mele personale sau cele care în literatură au apărut. Faptul este că patru elemente apar pe o perioadă de timp care este lungă. Știți noțiunea de durată lungă. Omul se naște la data de 18 martie 1957 la ora 5 dimineața. Ăsta-s eu. Dar e o durată lungă în care el se înscrie, momentul în care mama mea rămâne însărcinată și toată perioada de gestație și până la urmă există un eveniment așa și deodată apare la lumina zilei o făptură care până atunci era doar potențială. La fel se întâmplă lucrurile cu descoperirile. Ele, gestația lor este lungă. La un moment dat o vedem și zicem, pa, atunci s-a născut. Nu, e un iceberg. Este ceva care deja se pregătește de un timp. Deci, între Revoluția Papală, 1070, și secolul al XVII-lea, sfârșitul lui, nu începutul lui, este o lungă perioadă, o lungă perioadă de 600 de ani, în care rădăcinile, rizomii, uh, uh, se formează. Și apar, la un moment dat, patru trunchiuri. Un trunchi este politic, un trunchi este economic, un trunchi este științific și un trunchi este, cum să-i zic, religios, într-un fel pe care îl voi preciza. Și vreau să vi le spun care sunt aceste trunchiuri care, la un moment dat, și când spun la un moment dat, înseamnă de fapt a doua jumătate a secolei al XVIII-lea, al 17 lea tot secolul XVIII și de-abia la jumătatea lui XIX există o conștiință de plină că avem de-a face cu Patru arbori care cresc din un singur trunchi, iar acel trunchi se numește Modernitate. Am să încep cu primul arbore, despre care am mai vorbit, arborul științific. Știința este ceva pe care toate culturile uh, uh, au practicat-o. Sau acel ceva pe care l-au practicat, e un masculin, l-au practicat. Pe lucrul ăsta, toate civilizațiile. Pentru că toate civilizațiile au nevoie de forme de cunoaștere. Nu există nici o civilizație care să poată trăi alături de de, 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 de cunoaștere. Dar știința modernă a naturii este ceva complet diferit. Cum am încercat să vă spun cu. Uh, 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 Modalitatea de a construi matematic teoriile și de a construi tot matematic experiența, dând experimentul în felul ăsta din confruntarea lor, putând obține un adevăr controlabil. Pentru asta aveai nevoie de matematică. Matematică aveau sporadic și indienii, și mai sporadic aveau chinezii. Dar o tradiție matematică consecventă, bazată pe un anumit mod de a construi demonstrațiile, care pleacă din Euclid aveau numai moștenitorii civilizației grecești. De ce n-au fost arabii și au fost creștinii latini? E o întrebare validă, dar nu avem timp să răspundem acum. Fapt este că tradiția matematică a rodit în zona pe care o numesc a creștinismului latin. Rezultatul este că pentru a matematiza teoria a fost inventată o matematică nouă care este, ați cunoscut-o în liceu sau în facultăți, este analiza matematică. Analiza matematică se bazează pe existența unor numere care nu sunt doar numerele naturale, numere discontinui sau numerele uh, raționale care sunt construite pe acolo. E nevoie de niște numere foarte speciale care formează o mulțime de un tip special, care este mulțimea numerelor reale. Fapt este că acest lucru s-a petrecut numai acolo. Perioada de gestație este secolul XIV-Secolul XVII. Trunchiul uh, politic. Trunchiul politic se bazează pe existența numai în Evul Mediu Latin și nu în Bizanț, deși fondul creștin este identic, pe existența unui conflict endemic între autoritatea Bisericii și autoritatea Împăratului. Este lupta dintre două puteri care sunt recunoscute în fața lui Dumnezeu, deci teologic egal de îndreptățite, potrivit dictonului evanghelic, dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și Cezarului ce este al Cezarului. Deci, potrivit acestui dicton, cele două puteri sunt egal de îndreptățite, dar ele se luptă pentru investitură, pentru teritorii, pentru resurse, pentru putere politică seculară. Din înfruntarea acestor două puteri, în Bizanț nu se înfruntau. Biserica a recunoscuse că este sub autoritatea împăratului, punct. Și cu asta problema teologico-politică, pentru că așa se cheamă ea în istorie, a căzut. Trebuie să ai o problemă teologico-politică, ca cea pe care v-am descris-o, pentru ca teoria politică modernă să se nască. Teoria politică modernă stă sau cade cu recunoașterea legitimității unor puteri egale, care trebuie să construiască un aranjament de puteri care să se afle într-un raport pe care îl exprim și dau acum denumirile moderne. Separația puterilor în stat. Checks and balances. Rule of law. Ce recunosc cele două autorități? Domnia legii. Ce recunosc cele două autorități egal legitime care altfel și-ar tăia gâtul unei alte? La vedeți, Henric al doilea plantea genet cu, cu uh, Thomas Beckett. Ce recunosc? Recunosc domnia legii, recunosc precedența adevărului față de orice altceva, recunosc uh, controlul reciproc al puterilor. Teoria politică modernă se naște din acest conflict între puterile egal legitime, dar se mai naște din ceva care e greu de explicat pentru că reprezintă o renaștere a unei situații din Grecia antică pre-Pericle. Și anume Grecia de la 510 înainte de Hristos, atunci când Comunitatea ateniană scapă de dictatorii uh, din familia Pisistrate, când se introduce noțiunea de izonomie, adică de egalitate în fața legii. Această situație este reluată în mod straniu în interiorul teoriei politice a creștinismului latin și rezultatul este ceea ce numim. Teoria politică modernă, în care cele două entități, statul și individul, sunt în așa fel construite încât entitatea care până atunci, în culturile tradiționale, întotdeauna avea dreptate, și anume cetatea, comunitatea, statul, încetează să mai aibă dreptate în fața singularului, în fața individului. Pot afirma. Că este modernă orice teorie politică în care raportul dintre stat și individ este formulat în așa fel încât libertățile individului sunt garantate de autoritatea colectivă, mergând până la faptul că autoritatea colectivă recunoaște că, într-un conflict ireductibil, ea pierde în fața individului. Individul are întotdeauna dreptate în fața statului. Asta este esența teoriei politice moderne. Dacă combinați asta, un nou raport dintre stat și individ, în așa fel încât individul are mereu dreptate împotriva statului, în condițiile în care statul oferă garanțiile pentru ca individul să aibă dreptate împotriva lui, combinați chestia asta cu... Uh, uh, cu conflictul puterilor și construcția instituțională care asigură ca nicio putere să nu mănânce pe cealaltă, ci ele să fie în echilibru și obțineți teoria politică modernă. Când a apărut asta? Păi, în momentul în care probabil că este vorba de Revoluția Papală, când chestiunea este pusă în mod dramatic și sunt tot felul de secvențe, înțelegerea de la Worms pentru investituri, Uh, Marsilio de Padova, gânditorul nominalist franciscan, uh, și uh, mergând până în, la începutul secolului XVIII cu Montesquieu, care, când scrie de l'esprit de loi despre spiritul legilor, dă un mic epigraf. Un epigraf pe care l-a inventat și în care spune ca un modern superb: Am teoriile expuse în această carte. Uh, au fost făcute fără ajutorul unei mame, ceva de felul ăsta. Adică spune că nu există nicio precedență în teoriile care l-au precedat uh, pentru teoria pe care o dezvoltă în, uh, în spiritul legilor. Ăsta este trunchiul teoriei politice. Primul trunchi al științei moderne spune că ceva nu trebuie făcut niciodată. Ce nu trebuie făcut niciodată, pentru că asta invalidează știința, este anularea rațiunii critice. Veți ști întotdeauna că o teorie este modernă dacă ea, într-un fel sau altul, promovează rațiunea critică. Altfel spus, ca în exemplu cu Thomas Beckett, nu cu tuma, ci adevărul. Trunchiul politic are un caveat care spune Niciodată statul nu trebuie să aibă dreptate împotriva individului. Și că deasupra amândurora se află ceva ce se numește lege. Veți cunoaște întotdeauna că o politică este modernă dacă aceste două lucruri sunt respectate. Supremația legii și dreptatea individului împotriva autorității colectiviste. Al treilea trunchi este cel religios. Îl expediez destul de repede. Am vorbit deja despre el sub forma Das Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, care implică nu numai o problemă politică, adică deosebirea dintre zona uh, autorității imperiale și zona autorității uh, ecleziale ci este un soi, dacă vreți, de separare a puterilor în cosmos, în care religiosul admite că există o zonă a treburilor omenești care iese de sub autoritatea lui. Altfel spus, semnifică legitimitatea secularului. Veți ști că o religie este modernă sau a trecut prin modernii, zare dacă ea admite o legitimitate pentru secular. Din potrivă, religiile care nu admit o legitimitate pentru secular nu sunt modernizate, n-au trecut prin modernizare. Noi modernii tolerăm numai religiile care admit o legitimitate spirituală secularului. Ajung la ultimul trunchi care este cel mai impopular astăzi. Este trunchiul economic. Uh. Cum să spun asta? Se referă la capitalism. Okay. Capitalismul astăzi a devenit un cuvânt de ocară. Pentru că socialiștii sunt așa de populari, pentru că ei par foarte umani, ei sunt ăștia cu compasiunea, ei zic că uh, ne pasă de săraci de ei au contur barosane. În fine, toată ipocrizia asta, prin care stânga se legitimează ca fiind prietena săracilor, dar când ajung ei la putere și fac reformele care sunt anticapitaliste, întotdeauna conduce la o situație, toate reformele astea conduc la o situație catastrofală, din care primii care pierd sunt săracii, pentru că bogații se scot întotdeauna. Să nu ne fie milă de ei. Capitalismul este ein Schimpfwort. E un cuvânt de ocară cară astăzi. Pentru că stânga l-a făcut așa. Și cuvântul ca atare, când a apărut la jumătatea secolului al XIX-lea, al în gura lui Louis Blanc, de exemplu, care era un comunist, sau la lui Proudhon, care era un anarhist, e legat de ideea de însușire nelegitimă a muncii pe care o prestează omul sărac. Or, acest mod de a vedea capitalismul este complet greșit. Dar complet greșit. El este cu totul altceva. Și vreau, în, în scurt timp... Domnul Gabor? Suntem la 61 sfert. Când trebuie să închei? Poftim? La 6 jumate. Ok. Să vă spun pe scurt ce este. Pentru că, pur și simplu, trebuie să vă reîmprieteniți, dacă cumva sunteți în dușmanie cu... Sau să găsiți temeiuri raționale, dacă sunteți prieteni în capitalism și vă simțiți puțin stânjeniți, au, eu sunt pro da. asta înseamnă că e ca și cum aș fi prieten cu cineva care e foarte vicios. Uh, și nu pot să mărturisesc, public lucrul ăsta. Eu sunt personal foarte procapitalist, Dar să vedeți de ce. Deci, ca capitalismul. Uh, este de fapt? Este un aranjament uh, care se stabilește în interiorul unei societăți, în momentul în care uh, participanți la această comunitate produc bunuri, alții au nevoie de aceste bunuri și există un mișloc care este o marfă pe care toți o recunosc că are valoare și ăsta este banul, care circulă și poate să cumpere. Deci este un aranjament de schimb. Capitalismul nu se definește prin capitalist, se definește prin oamenii care participă la acest aranjament al schimbului. În istoria europeană, legitimitatea capitalismului a fost pusă pentru prima oară în discuție legat de problema cametei, adică de problema dobânzii. Toată lumea crede că știe că biserica condamnă uh, dobânda. Nu, condamnă camăta. Prin camătă înțelegându-se o dobândă nejustificată. Pentru că încă Toma dacuino, asta înseamnă a doua jumătate a secolei al XIII-lea, este cel care a distins între o dobândă justificată și o dobândă nejustificată. Adică între un împrumut care e folosit pentru investiție, Situația în care dobânda este justificată, pentru că există, cum mai târziu avea să spună, o preferință de timp. Eu care îți împrumut, mă abțin să folosesc bunul pe care ți-l împrumut și admit ca tu să ai uzufructul lui și atunci este legitim că, că, eu să sper. Sau când este vorba de un împrumut nelegitim, când este vorba de pură exploatare, de cărpănoșenie, de nu știu ce. Tocmai dacă nu au făcut aceste distincții, în interiorul creștinismului latin, în secolul al XVI-lea, e o întreagă școală, numită Școala de la Salamanca, în care călugări, că nu erau altceva ăștia, au dezvoltat o teorie a schimburilor, care seamănă frapant cu teoria Școlii Austriece de Economie, care avea să înflorească după 1871 în Viena, după ce a apărut o carte genială a unui neam a unui austriac Karl Menger, un liberal. Ce, ce vreau să vă, vă spun? Este că capitalismul, teo, nu, teoria despre capitalism apare în Europa occidentală legată de o situație care a apărut acolo și pentru care n-a existat la început și anume mult timp un nume. Știți ce anume a suscitat reflexia legată de capitalism, fără să avem un nume pentru el? Apariția prosperității. În secolul al XVII-lea, care este un secol din punct de vedere climateric sinistru, este un secol în care avem războiul de 30 de ani. Adică dacă oamenii au arătat vreodată cât de nasoi sunt, atunci au arătat. După aceea aveau să mai arate de multe ori în istorie cât de îngrozitor pot fi. Dar războiul de 30 de ani este un război monstruos. Este un război care a a pârjolit Europa. În plus este secolul unei mici glaciațiuni. Este un secol în care avem nu încălzire globală, cum sunt temerile astăzi, ci o răcire care părea să fie, dar care a avut efecte catastrofale asupra recoltelor. Deci este un secol foarte rău, secolul în care apare știința modernă a naturii deja maturizată. Ei bine, în acest secol ceva se vede. Și știți ce se vede? Se vede că au apărut niște națiuni care sunt mici, au o populație redusă, nu au resurse naturale excepționale și care, în mod straniu, se îmbogățesc. Se îmbogățesc nu numai prin niște vârfuri, prin niște oligarhi care acumulează averi, ci ansamblul societății este în mod straniu. Ridicat astfel încât trăiește la un nivel care este mai bun decât al unor țări care sunt întinse, sunt puternice din punct de vedere militar, au resurse naturale remarcabile și care nu beneficiază de acest lucru. Comparația era cu regatul Franței. Iar țara mică care creștea era Olanda. Și atunci, englezii. Își pun problema ce se întâmplă. Englezul care își pune problema, primul este William Petty, care publică o carte postum, pentru că politica regelui Angliei era, pe vremea când el terminase cartea, în 1670 ceva, era de alianță cu Franța și el vorbea de rău Franța. Și, ca atare, nu i-a dat voie să o publice. Ea a apărut postum, după ce politica englezească a fost antifranceză. Și atunci a putut apărea. Se cheamă Political Arithmetic, în care dezvoltă, pentru prima oară, o explicație de ce a apărut prosperitatea. Tot secolul al XVIII-lea este marcat de mari gânditori care toți încearcă să răspundă la întrebarea de unde vine prosperitatea pentru națiunile care fac comerț care au proprietate privată și în care a apărut specia antreprenorului. Ce este această dihanie nouă care a apărut în Europa de Nord și extrem occidentală? Ce este această dihanie? Nu avem un nume pentru ea. Adam Smith, care scrie la 1776 o cercetare asupra cauzelor prosperității națiunilor. Deci, suntem în continuare în tematica ce explică apariția prosperității. N-are un nume pentru această dihanie, dar îi dă deja o descriere și spune că e vorba de diviziunea muncii, de libertatea individuală și de posibilitatea pentru fiecare de a-și urmări scopurile personale fără ca colectivitatea să aibă vreo cenzură sau vreo sancțiune. În privința acestor scopuri. Altfel spus, scopurile pot fi oricât de egoiste. Dar, spune Adam Smith, ca prin minune, egoismele individuale, atunci când se satisfac pe ceea ce numește o piață, ele funcționează ca și, expresia nu e a lui, ci a lui Mandeville din 1723, funcționează ca și când viciile private, lăcomia, orgoliul, nu s-ar putea satisface atunci când există piață liberă decât furnizând beneficii publice. Virtuțile, viciile private, devin beneficii publice prin intermediul pieței. Iar asta, numește el, este ca și când societatea, dacă există libertate, dacă există proprietate privată, dacă există diviziunea muncii, și dacă schimburile nu sunt afectate de reglementări de sus, e ca și când o mână invizibilă ar face ca totul să fie în beneficiu tuturor. În secolul XIX, toată discuția este stricată de apariția socialismului. Socialismul este o utopie care poate fi înțeleasă în termeni creștini. Este o utopie care. Al cărui viciu este că nu înțelege natura capitalismului. Capitalismul este ceea ce a făcut ca în secolul al XIX-lea, după apariția Revoluției Industriale, despre care toată lumea are cele mai proaste idei, pentru că l-a citit pe Dickens, care, fără să înțeleagă nimic, a descris realități reale, dar uh, condamnând nu numai sărăcia și mizeria și calitatea foarte proastă a oamenilor care făceau acest rău semenilor lor atunci când ei erau uh, lipsiți de, de mișloace și așa mai departe. Nu numai asta, ci și cauzele. După cum credea el. Ale lui. Ca atare, capitalismul, când își arăta roadele, avea simultan și cea mai proastă presă cu putință, iar socialismul, care încă nu începuse să își arate roadele catastrofale din secolul 20, avea toată uh, înțelegerea pentru că pretindea că este mai bun decât capitalismul. Capitalismul apare când? Capitalismul apare, eu v-am prezentat reflexia referitoare la capitalism, dar capitalismul ca atare este ceva care apare în momentul în care avem deja un sistem bancar care funcționează cu garanții fiduciare, adică un bancher zice dă-i uh, o mie de florini. Uh, garantez eu pentru acest lucru. Și asta poate fi ridicat la 30 de uh, mii de mile de el. Și așa mai departe. Deci am un sistem bancar, un sistem de, bazat pe încredere, un nume pentru capitalism se cheamă societatea de încredere, societatea bazată pe încredere. Am asta, am. Pe de altă parte, garanții juridice pentru un anumit tip de proprietate individuală nu numai asupra pământului, dar și asupra ceea ce marxiștii au numit mijloace de producție, care sunt garantate juridic. Avem un statut politic de autonomie pentru cei care uh, practică schimburile, iar asta provin din aranjamentul politic care deja funcționează și care este modern. Și, deci, avem un tip de ordine socială a proprietății private a libertății de inițiativă și a garanțiilor juridice pentru libertatea inițiativei și pentru proprietatea individuală. Deci pentru capitalism, care este un tip de ordine socială, am nevoie de un juridic și am nevoie de un politic. Un politic care să fie modern și un juridic care să fie incorporat toată tradiția persoanei juridice din dreptul roman cu achizițiile care decurg din teologia persoanei din uh, creștinism. Deci capitalismul nu este chestia aia pe care o găsiți în Marx. Este ceva de o complexitate extraordinară. Este de fapt un tip de societate. Și când spun că e un tip de societate, spun de fapt mai mult. Este un anumit tip de civilizație. O civilizație care este bazată pe existența libertății, care este codificată în mai multe feluri. Libertatea codificată juridic se numește drepturile omului. Libertatea codificată politic se numește individul are întotdeauna dreptate împotriva statului. Libertatea codificată religios înseamnă. Separarea puterilor în cosmos, adică o legitimitate pentru domeniul secular, care este religios fundată. Capitalismul, deci, nu seamănă cu caricatura lui. Este un fapt de civilizație pe care îl putem înțelege în complexitatea lui numai dacă învățăm lecțiile istoriei. În momentul în care mișcarea bolșevică după 1917 în Rusia a pornit la reformarea socialistă sau în vederea comunismului a societății au urmat preceptele marxismului standard anume în primul rând au lipsit de proprietate individuală pe aceea care avea în proprietate mijloacele de producție au naționalizat instrumentele de producție. Or, rezultatul nu a fost doar acela că ei, potrivit unui argument faimos al lui Ludwig von Mises din 1920, au fost incapabili să mai facă calcul economic. Nu doar asta. Ei n-au pierdut numai piețele, au pierdut chiar civilizația. Dovadă este că oriunde s-a făcut așa ceva, Garanțiile juridice tipic moderne pentru individ împotriva statului au căzut. Iar interdicția tipic modernă pentru religiile politice a căzut. Ceea ce înseamnă că prin simpla naționalizare a mijloacelor de producție, adică un atac la capitalism, de fapt se destructurează cerebelul care ține în, în viață somatică. Civilizația modernității. Oriunde acest lucru a fost făcut, în Rusia, în România noastră, în China. Și avem exemple în Corea de Nord, avem exemple comparative. Taiwan față de China. Aceeași populație, aceleași tradiții culturale. Rezultatul este că în Taiwan avem o societate, în Hong Kong avem o societate, în China subcomuniști, nu mă refer la ce a făcut Deng Xiaoping după aceea, avem o situație de dezastru pur, adică nu mai avem o societate modernă. Corea de Sud versus Corea de Nord. E ca la carte. Oriunde comunismul a fost aplicat, el n-a distrus numai economia, el a distrus societatea. Ceea ce înseamnă că, revin acum la imaginea celor trei, patru mari trunchiuri, care pleacă dintr-unul singur. Aceste trunchiul politic, trunchiul religios, trunchiul științific și trunchiul uh, economic sunt legate între ele. Acest economic pe care îl numim capitalism are nevoie și de politicul și de juridicul uh, modern. Și așa mai departe. Ele funcționează în sistem cum se spune în teoria sistemelor. Existența unuia este susținută de celelalte și felul în care funcționează unul le influențează pe celelalte. Merg ca într-un sistem de roți dințate. Rezultatul este ceea ce noi suntem. Nu suntem perfecți. Nici civilizația modernă, îmi vine să spun, ea are perfecțiunile și imperfecțiunile oamenilor care o fac. Dar Civilizația modernității este o civilizație care are de partea ei câteva aturi importante. Primul atu este acesta. Niciodată, până la civilizația modernității, omul cel mai de jos nu a putut revendica în mod legitim să fie tratat ca omul cel mai de sus. Niciodată. În toate civilizațiile există un motiv, la indieni castele, la chinezi ierarhiile și așa mai departe, pentru care omul cel mai de jos nu poate revendica în legitimitatea lui să fie tratat ca cel mai de sus. Numai a noastră face asta. Al doilea lucru. Uitați-vă la sporul de natalitate, de siguranța vieții. De fapt, această suprapopulare a planetei noastre este consecința directă. A capitalismului, a civilizației modernității. Unde nu există o civilizație a modernității, pur și simplu oamenii sunt condamnați ca durata lor de viață să fie de 30 de ani, adică speranța de viață la naștere. Asta nu înseamnă că toți mor la 30 de ani. E o noțiune statistică. E speranța de viață la naștere, care până la Revoluția Industrială era 30 de ani. 60 de ani mai târziu se dublează. Nu vine capitalismul funcționează împreună cu celelalte ingrediente, pentru și știința, așa și mai departe. Țineți minte argumentul lui Maltus, care spune că populația că, că, omenirea este, dacă nu controlează populația, omenirea este condamnată la înfometare, pentru că resursele alimentare cresc aritmetic, iar populația crește geometric. Și într-adevăr pare un argument irefutabil, dar el a fost refutat de cine? De Știință, adică de posibilitatea de a inventa resurse din ceea ce înainte părea să nu fie o resursă. Al doilea lucru, deci, este această siguranță a vieții pe care o avem. Al treilea lucru este problema autorității colective. Civilizația noastră este singura în care colectivitățile nu pot să facă orice cu individul. Nu pot face. Când pot face orice cu individul, ele nu mai sunt moderne. Comuniștii nu sunt moderni. Naziștii nu sunt moderni. În interiorul civilizației moderne nu poți face. Colectivitatea nu poate face orice cu individul. Pentru că nu uitați, în modernitate, individul are întotdeauna dreptate în fața colectivității. În fine, uitați-vă la miracolul uh, lumii noastre. Aici, în această încăpere, singurele, dar singurele entități naturale sunteți dumneavoastră și cu mine. Noi suntem singurele produse naturale. Tot restul este făcut de mâna omului. Totul e artificial. Totul! Suntem prima civilizație, asta a modernității, care a schimbat natura cosmosului. Cosmosul nu mai e natură. Este lumea făcută de mâna omului. Cu binele și cu relele acestui lucru. Dar, încă o dată, modernitatea este un tip de societate. Ea are calitățile și defectele care decurg din cei care o poartă. În fond, ca internetul. Rezolvi problema deficitului de concentrare dacă distrugi internetul? Nu. E un instrument. Faci cu el, el are valoarea celui care îl întrebuințează. Dacă ești idiot, idiot îl folosești. Ești inteligent? Cum spunea Umberto Eco. Uh, uh, Dumnezeu, internetul e totuși ceva catastrofal, bagi Manuel Kant și ți listează un milion de intrări. Uh, pas de învață ceva despre Kant uh, în acest mod. Trebuie să știi totul despre Kant înainte ca să știi să folosești cu inteligență aceste informații. Da, e adevărat, dar în același timp, un biet om din București, născut în 1957, care nu e bogătaș, nu are proprietăți, nu are acces la marile biblioteci. Am acces la marile biblioteci. Am cărți în calculatorul meu când nu voi putea citi nici dacă trăiesc 400 de ani. Dar le deschid. Mă uit la anumite capitole. Mă duc nu știu ce. E raiul pe pământ. N-am nicio resursă. Și cu toate astea, îmi sunt toate la dispoziție. Bun. Dacă intru să mă uit pe site-urile pornografice de dimineața până seara, se va vedea. Am ne Și, în general, nu pot susține o conferință în fața dumneavoastră. Și cu atât mai puțin într-o sinagogă. Închei trăgând așa un fel de linie. Am încercat să dezvolt în fața dumneavoastră un, o, o imagine a civilizației modernității pe care am rezumat-o cu aceste patru trunchiuri pe care am încercat să le descriu. Totul a fost foarte rapid. Ce am vrut să vă spun este că identitatea noastră este strâns legată de existența acestor patru trunchiuri. Fie că vedem lucrul ăsta, fie că nu, Așa suntem și noi. Fiecare om modern se naște având aceste patru trunchiuri. Conflictele există în mod clar. Există un fel de un soi de deviație a modernității, pentru că în orice aranjament, în orice aranjament există doi termeni, iar echilibrul dintre acești doi termeni este instabil. Cei patru, cele patru trunchiuri de care v-am vorbit pot fi exprimate ca fiind niște raporturi între doi termeni antitetici care sunt într-un raport uh, instabil. De exemplu, problema politică. Problema politică este raportul dintre individ și stat. Acest raport, ca principiu, este acela în care individul are mereu dreptate împotriva statului. Dar asta presupune construcția unor instituții intermediare. Aceste instituții de funcționare funcționează ca un reglaj fin. Este ca postul la radio. Se aude prost, nu știu ce, și deodată se aude bine. Ăla e reglajul bun. Dar se întâmplă că transmisia fluctuează, pentru că e reflectată, să zicem, pe ionosferă sau mai știu eu ce. Nu suntem încă în epoca internetului, da? Folosesc o imagine de pe vremuri. Și reglez din nou. Așa funcționează modernitatea, pentru că noi suntem vii și fiecare acțiune a noastră, de fapt, dezechilibrează sistemul. Iar echilibrul nu e ceva pe care trebuie să-l căutăm ca un optim, pentru că singurul echilibru stabil e moartea. Iar pe asta nu o căutăm. Viața noastră este o permanență instabilitate, dar trebuie să fie o instabilitate inteligentă. În problema politică, reglajul fin trebuie să fie construit în multe feluri posibil, multe feluri. Dar el trebuie întotdeauna să slujească principiului care este individul are întotdeauna dreptate împotriva uh, colectivității. La fel este cu raționalitatea critică. Și ea uh, admite o mare, larg, o, o, o mare uh, uh, cantitate de ilustrări. E un, e un reglaj fin. Pericolul este să le pierdem pe astea în momentul în care pierdem postul. Adică reglajul nu mai e fin, ci grosolan. Și atunci ne trezim în vechile situații. Situația în care colectivitatea ne mănâncă pe noi, pe indivizi, situația în care am pierdut raționalitatea, că am devenit prea relativiști, prea postmoderni și așa mai departe, și am pierdut raționalitatea științifică și odată cu ea am pierdut toate beneficiile care țin de tehnologie, medicină și așa mai departe. Să nu credeți că pentru că suntem moderni vom avea modernitatea până la capătul timpurilor. Nimeni nu ne -o garantează. Cu excepția inteligenței, de fapt, a înțelepciunii noastre. Mulțumesc foarte mult!